Avem o țară plină de minunății și peisaje naturale de o frumusețe rară. Printre cele mai spectaculoase locuri din România se află și lacul care nu îngheață niciodată. Acesta este situat într-un județ superb din România, renumit pentru numeroasele sale obiective turistice. Un lac din județul Caraș-Severin rămâne mereu viu, chiar dacă temperaturile scad simțitor în timpul iernii. Este vorba despre lacul Ochiul Beiului, care se află în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița din județul Caraș-Severin. Culoarea lacului este de un albastru strălucitor care îți fură privirea. Puțină lume știe că nuanța frumoasă de albastru este datorată razelor de soare care se reflectă asupra sedimentelor calcaroase și a concentrației de dioxid de carbon din apă. Locul magic are la bază și o poveste. În vremea Imperiului Otoman, o provincie sau un oraș era condus de un bei. Fiul unui bei din acea zonă s-a îndrăgostit de fica unui cioban care a răpit-o și a închis-o în turnul mare din Cheile Nerei. Pe timpul nopții, tânăra a reușit să scape cu o funie împletită din propria rochie. Beiul s-a înfuriat și a cerut ca fata să fie ucisă, dar fiul nu a fost de acord. S-a supărat extrem de tare și a plâns până a creat acest lac. Oamenii locului spun că până și acum mielele se adună în jurul lacului în noaptea de sânziene, se spală în apa cristalină și dansează în jurul lacului. Apa lacului Ochiul Beiului, care nu îngheață niciodată, este atât de curată și limpede, încât poți vedea tot ce se află în el. Potrivit locuitorilor din zonă, apa din acest lac fascinant nu îngheață nici la cele mai scăzute temperaturi. Tot localnicii sunt cei care dezvăluie alt lucru uimitor: apa din lacul Ochiul Beiului poate vindeca depresia.